Laia, fosta soția lui De Santo, face dezvăluiri despre Jador, așa cum a promis în urmă cu doar câteva săptămâni. Bună prietenă cu Georgiana lui Jador, Laia vine cu dovezi imbatabile că artistul a mințit de multe ori. Iată ce a declarat Laia. Jador nu mai este deloc cine a fost, din multe puncte de vedere. Pe lângă faptul că este un om popular și foarte iubit de oameni și de Dumnezeu, a devenit un om foarte rău, un om fără scrupule, care calcă pe alți oameni pentru bunăstarea sa. Aș vrea să o rog și pe Georgiana să deschidă puțin ochii și să nu-l mai acopere în ceea ce nu este cazul. Supărarea mea pe Jador este că el m-a înjurat pe mine, m-a făcut albie de porci la telefon, fără motiv, și aștept scuze pentru asta. Mi-a înjurat copilul de față cu De Santo și Nicola Sax. La vreo 2-3 săptămâni de la telefonul ăla în care m-ai făcut albie de porci, aștept telefonul tău să-ți cer scuze. El și Georgiana încă se iubesc. Sunt doi oameni care se iubesc și vor rămâne împreună. Georgiana știu că i-a înghițit toate astea lui Jador din prea multă iubire. Laia a prezentat într-un clip și modul în care au fost editate și provocate lacrimile din videoclipul melodiei dedicate Siminei, o melodie în care acesta își plânge iubirea pentru ea. Dezvăluirile făcute de Laia nu se opresc aici. Iată ce mai spune fosta soția lui De Santo. Georgiana nu a lucrat niciodată la De Santo. Ea era o prietenă foarte bună cu mine. Acum nu știu dacă mai este. Eu sunt prietenă cu ea, dar ea nu știu dacă mai este prietenă cu mine pentru că m-a văzut într-o fotografie cu Ela. Eu nu vă mint, ei au fost tot timpul împreună. Venea și la concertele lui, dar stătea ascunsă. Când s-a filmat Indiferența ta, melodia pentru Silmina, Georgiana a fost la clip.
Berna a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de logodnicul ei, Filip. Blondina susține că au fost foarte multe gelozii între ei și că acestea au dus încet încet către despărțire. În ultima perioadă nu ne-am mai înțeles și au intervenit toate geloziile posibile și din partea mea și din partea lui. Când intervine gelozia, se duce totul. Am participat la mai multe evenimente și din toate s-au adunat lucruri mărunte. Priviri și din partea mea și din partea lui. Eu sunt o fire foarte geloasă, el este la fel. Nu eram așa. În Casa Puterea Dragostei eram foarte fericiți, unul pentru altul. Telespectatorii au văzut. Eram un cuplu superb. Din momentul în care am ajuns acasă, s-a produs ruptura. Dacă aș ști care a fost problema, v-aș spune. Totul s-a întâmplat încetişor. De înșelat nu este vorba, dar sper să nu fie asta problema. Încă îl iubesc pe Filip, a declarat Berna. Legat de nuntă, Berna susține că rămâne de văzut, iar inelul pe care l-a primit îl păstrează pentru că a fost foarte fericită în relație. Berna, cu lacrimi în ochi, a fost rugată să-i transmită un mesaj lui Filip, care o urmărea de acasă. Filip, te iubesc foarte mult și, sincer, eu m-aș vedea cu tine tot restul vieții mele, a mărturisit Bernadette în direct la Wow News. Ea este noua concurentă Puterea Dragostei, cea care intră în emisiune în locul Monei. Andreea are 21 de ani, este din București și adoră să pozeze. Tânăra nu este la prima apariție TV, aceasta a participat la Te vreau lângă mine și la Încăutarea adevărului. Se pare că Nico s-a pus ochii deja pe tânără, acesta dându-i like-uri la majoritatea pozelor. Vă las în continuare mai multe imagini cu Andreea.